Salut! Într-un bloc de pe o stradă dintr-un oraș ca oricare altul trăia un individ cu apucături, căruia toți îi ziceau Vova Banditu. Când se întâmpla să fie beat, și se întâmpla destul de des, își lua la rost soția și copiii, iar uneori îi și bătea. Vecinii știau de năravurile lui și câteodată se mai revoltau în sinea lor, dar nici unul nu voia să se implice. Treaba lor cu viața lor. Azi se bat, mâine se pupă, ziceau ei. Într-o zi Vova era beat și pus pe scandal și nu știu ce i s-a năzărit că și-a luat vecinul din dreapta la pumn. Și n-a mai ieșit acela din casă vreo săptămână. O fi fost ceva între ei că nu degeaba a vrut să-l învețe minte, ziceau alți locatari. Peste o vreme, văzând că nimeni nu-i încurcă, Vova l-a bătut măr pe altul și iarăși nu s-a întâmplat nimic, până când a venit și rândul vecinului dedesubt, care, fiind deja în vârstă și cu probleme de sănătate, a murit a doua zi, din cauza acelei bătăi. Abia atunci poliția l-a închis pe bătăuș și oamenii din scară și din toată curtea au răsuflat ușurați. За что вас задержали? Не знаю я, за что задержали. Не знаете, за что задержали? Я что ли меня задержал? Как вы были задержаны? Блестяще. Морала acestei povești e cât se poate de simplă. Dacă vecinii nu erau indiferenți, scandalagiul ar fi fost de mult pus la punct și nu se ajungea la o tragedie. Ei bine, ceea ce s-a întâmplat în Ucraina e aceeași poveste cu un Vova, numai că la altă scară. Bătăușul și scandalagiul ar fi, ați înțeles corect, Vladimir Putin. Familia acestuia e poporul rus, vecinul din dreapta e Ucraina, cel de desubt putem fi noi. Atâta timp cât și-a bătut joc doar de poporul lui, am zis că nu ne privește. Azi se ceartă, mâine se pupă, adică azi rușii îl înjură, iar mâine îl votează masiv. În 2014, când a atacat Ucraina, am zis și noi, ca vecinii cei fricoși, nu e bine ce se întâmplă, dar e problema lor. Se vor lămuri. O fi având ei socoteli mai vechi, cine știe. Dar uite că din februarie încoace problema s-a îngroșat tare. Ce facem noi mai departe, popor blajin și harnic? Așteptăm să ne vină și nouă rândul sau ne trezim în sfârșit la viață? Statutul de neutralitate cu care ne amăgim pe noi înșine e ca și cum te-ai ascunde de o rachetă sub o umbrelă roz. A fost o șmecherie de-a rușilor pe care ne-au întins-o acum 30 de ani și noi, naivi, am înghițit momeala. Ce ne-a dat până acum și ce ne poate garanta în aceste condiții statutul de neutralitate? Scuzați, vă rog, dar Moldova nu e Elveția, care chiar e o țară neutră, unde există multe bănci în care își țin averile miliardarii din toată lumea și poate lucru cel mai important geografic e situată departe de ruși, nu ca noi. Doamne ferește, dar în cazul unui eventual atac, cum am putea noi să ținem piept? Avem armată suficient de bine pregătită, avem tehnică și armament, avem noi moldovenii aceeași dragoste de țară ca și vecinii noștri ucraineni care luptă până la capăt pentru patria lor și nu le-au tremurat genunchii în fața rușilor, cum se așteptau Putin și cei din jurul lui? Avem noi oare toate astea? Și ce am putea face dacă s-ar întâmpla una ca asta? Dar dacă iar vine aeroplanul? Lasă vie, lasă de o bombă, lasă-ne omoare, lasă fărâmi tot. Eu nu-s. Cum nu ești dacă stai cățărat acolo? De dice, nu-s. Și gata. Acum ne dăm seama ce înseamnă pentru un stat să fie membru NATO și cât de mult contează asta pentru securitatea țării, dar și pentru dezvoltarea ei socioeconomică. Or, atunci când ai încredere în ziua de mâine, muncești mai cu tragere de inimă, îndrăznești să dezvolți o afacere, îți faci planuri de viitor. Dar atâta timp cât nu știi ce va fi cu tine, cu casa, familia și țara ta, nici măcar până la primăvară despre ce perspective mai poate fi vorba. Nu știu, mașină, nu știu. Nu mă întreba nimic. Ca răspuns la distrugerea podului Kerch, care leagă Rusia de Crimea, armata rusă a atacat cu rachete mai multe orașe din Ucraina, printre care Kiev, Hmelnitsk, Dnipro, Vinița, Ivano-Frankivsk, Zaporojie, Kharkiv
Jitomir, Sumă, centrul orașului Kiev, un parc și mai multe clădiri de infrastructură, printre care cea a filarmonicii, două muzee și o universitate, au fost avariate. În urma atacurilor, mai multe persoane au murit. Pe 10 octombrie, trei rachete de croazieră au tranzitat teritoriul Moldovei. Pe urmă, vă aduceți aminte, istoria s-a repetat, când pe 31 octombrie o rachetă a căzut în satul Naslavcea, fiind doborâtă de sistemele antiaeriene din Ucraina. Aceasta este o sfidare la adresa țării noastre, pentru că în tehnica rusului, ca și în vorbele lui, niciodată nu trebuie să ai încredere. Nu e acesta un semn că îi doare pe ei în cască de statutul nostru de neutralitate? Câteva din cele 84 de rachete lansate ieri de Rusia spre Ucraina au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, în raioanele din stânga Nistrului și deasupra raioanelor Florești și Soroca. Este o încălcare flagrantă a spațiului nostru aerian și a neutralității Republicii Moldova, comisă de forțele armate ruse. De când rușii au invadat Ucraina, țările scandinave, care sunt membre UE, dar nu sunt membre NATO, au înaintat cerere de aderare la Alianța Politico-Militară Atlanticului de Nord. Pentru că Federația Rusă rămâne o amenințare și dacă Putin nu va fi oprit acum, pe urmă va fi târziu. De fapt, deja e târziu, pentru că s-a ajuns mult prea departe. Ucrainenii sunt gata să lupte până la urmă. Ei luptă nu doar pentru țara lor, dar și pentru noi, pentru viitorul copiilor noștri și chiar al întregii Europe. Totodată, când vom fi membri NATO, vom avea și securitate energetică, adică nu se va mai întâmpla precum se întâmpla în ultima vreme, să rămânem fără curent și din această cauză, mai ales în orașe, să fie un adevărat haos. Aceste mămici au fost nevoite să stea în ploaie cu micuții mai mult de o oră la una din stațiile din oraș. Plânge copilul, nu putem să facem nimica. Nu știu, așa se stăruie statul. Вот ребенок плачет, дождь идет, транспорта нету, ничего хорошего уж точно нету, сами видите. Orice pană de curent, din cauza cărora am avut cu toții de suferit, s-au întâmplat din cauza bombardamentelor rusești asupra Ucrainei. O pace cu rușii pe termen lung e ca o baionetă în coaste. Le-am convins de asta în 30 de ani, de când avem armata 14 pe teritoriul Republicii Moldova. Sus pe malul Nistrului, paște calul Rusului, Nistrule, Nistrule, da! Paște flor și iarbă grasă, ei să tot ce vrei acasă, trebuie odată și pentru totdeauna să o rupem definitiv cu rușii, pentru că orice relație cu ei e toxică. Iar statutul de neutralitate, repet, nu poate să ne garanteze nimic. Neutri în această situație pot fi doar pinguinii din Antarctica. Sau poate că nici ei.